De peste 30 de ani, la Voineasa, în ultima lună de vară, micii matematicieni petrec activ vacanța. O echipă puternică de profesori se străduiește să îmbine utilul cu plăcutul și mai ales să dea continuitate pepinierei de olimpici. Elevii giurgiuveni participă și în acest an la Tabăra Națională de Matematică de la Voineasa, grație implicării Gabrielei Dincă, profesor de matematică la școala numărul 7 din municipiu. În perioada 5-12 septembrie, un grup de 40 de elevi, însoțiți de 4 cadre didactice din municipiul Giurgiu, vor participa la Tabăra Națională de Matematică, care se va desfășura la Voineasa, în județul Vâlcea. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului Florian Dinu, secretar al județului Giurgiu, care ne-a sprijinit. Pentru deplasarea elevilor a fost nevoie de sprijinul unor oameni de bine din municipiu, cu susținerea secretarului județului Giurgiu, Florian Dinu. Mă bucur că și de această dată am reușit să mă implic în anumite acțiuni la nivelul municipiului Giurgiu, în sensul de a sprijini elevii din municipiul Giurgiu, în special de la școala numărul 7, lucru care l-am făcut și în anii precedenți, când am reușit să asigur niște resurse financiare prin înțelegerea anumitor oameni de bine din municipiul Giurgiu și autorității unde lucrez, în special Consiliul Județean. Scopul taberei de matematică îl reprezintă pregătirea elevilor pentru examene, concursuri și olimpiade școlare. Tabăra de la Voineasa cuprinde și concursul interjudețean de matematică CLEP-SIDRA, în cadrul căruia școlarii își vor testa cunoștințele acumulate.